Situație revoltătoare în prag de sărbători la Brașov. Circa 1600 de oameni care lucrează ca însoțitori ai persoanelor cu dizabilități riscă să rămână fără indemnizație. Totul pentru că guvernul nu a alocat suma necesară acestor plăți. Este, nu știu câta oară când suntem în această situație. Guvernul tot timpul știe câte persoane sunt în pladă. Noi transmitem toate datele, am atenționat din timp acest lucru. Ne-am asumat obligațiile pe care noi le-am îndeplinit privind cota noastră de participare din totalul acestor sume. Toate acestea, iată, în 15 decembrie este zi de plată de salarii, iar acești bani nu există. Mi s-a spus că nu sunt bani. Rămas fără soluții, edilul orașului face apel la prefectul Brașovului și la parlamentarii din județ să intervină la guvern pentru a grăbi rezolvarea problemei. Până acum, Ministerul de Finanțe trebuia să transfere către primăria Brașov 1,3 milioane de lei pentru plata acestor indemnizații.